Cum e biblic 10 Dacă văd că biserica din fare fac parte, nu administrați cum trebuie banii, greșit să dau 10% în altă parte, să raci misiune. Acum e o problemă aici. Unu, dacă tu faci parte din biserica aceea, are biserica aceea o viață sănătoasă, o învățătură sănătoasă, oameni sănătoși și așa mai departe, de ce faci parte din ea dacă ea nu este sănătoasă? Iar dacă este sănătoasă și faci parte din ea și beneficiezi de viața acelei adunări, nu doar din învățătura ei, de ce să nu susții adunarea respectivă? Deci eu aș fi foarte atent la concluzia pe care tu o tragi aici. Era că biserica aceea este o biserică sănătoasă, relativ sănătoasă, nu este biserică perfectă, da? Relativ sănătoasă, în care este o învățătură relativ corectă. Uh, cum se face că ei îți greșiți exact în aspectul ăsta al cheltuirii banilor? Deci, mie de cu virgulă, fii foarte atent la concluzia pe care o tragi că biserica ta, din care tu faci parte, nu administrează banii cum trebuie vezi exact, interesează, te discută mai mult, nu te grăbi să spui că nu administrează banii cum trebuie. Nu te grăbi. Uneori este o ruptură între conducerea bisericii și biserică prin faptul că aceștia nu comunică bine de ce cheltuie banii într-un mod în care îi cheltuie și oamenii trag concluzia greșită că banii nu sunt cheltuiți cum trebuie. Există cazuri, fără discuții în care banii nu sunt cheltuiți cum trebuie. Dar verifică, evaluează, discută cu frații. Cere uh, Cere informații. Cere detalii. Interesează-te. Da? Dar, ca principiu, eu nu cred că noi suntem limitați la ajuta doar biserica din care facem parte. Unor bisericile din care facem parte nu se implică în anumite proiecte și nu au nevoie pur și simplu de banii noștri. Și atunci, fără discuții că mă uit în alte părți unde pot sluji, misiuni, evanghelizări, biserici, lucrări de tot felul sau oameni. Fără discuții, da? Deci, răspunsul este și da și nu. Dar fii foarte atent, da? Fii foarte atent. Nu aș vrea să iei răspunsul meu și să spui, a, eu m-am luat după curitor, că pe internet că pot să dau banii mei oriunde. Nu am spus asta. Și că am spus să nu mai dau banii la biserica mea, dacă eu consider că biserica nu mai cheltuiește cum trebuie dacă nu i cheltuiești cum trebuie, cu înțelepciune. N-am zis nici asta. Am spus să fii foarte, foarte, foarte atent. Dar ca principiu, da, nu ar trebui să susțin absolut nimic care este contrar cuvântului lui Dumnezeu. Nimic. Indiferent că este om, că este lucrare, că este biserică, că este indiferent. Da? Banii noștri nu sunt dați ca să-i cheltuim pe lucruri făcute fără înțelepciune.